Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre parfumurile pe care le-am adus în colecție în ultima perioadă și spun le-am adus pentru că unul dintre aceste parfumuri este primit și este un parfum deosebit, special, valoros și foarte, foarte frumos și vreau să vă arăt și niște parfumuri pe care le-am cumpărat blind pentru că așa ne place nouă și da, le-am nimerit de data asta. O să vă povestesc despre ele, dar și un parfum pe care o să-l las la final, un parfum cu care eu v-am tot zăpăcit prin clipurile mele că îl vreau, că o să-l iau, că o să-l iau și că o să-l iau și l-am luat până la urmă. Și este un parfum despre care spun eu că este de avut în colecție, mi se pare unul dintre cele mai bune parfumuri cu vanilie și cumva noi, cele care avem foarte multe parfumuri în colecție, căutăm parfumuri cu vanilie, mai ales dacă ne plac parfumurile dulci, dar să fie o vanilie altfel, pentru că acum dacă testăm parfumuri și am mirosit foarte multe și am testat și am cumpărat, nu prea mai găsim parfumul ăla diferit, cumva orice parfumul asemăn cu ceva din colecția mea și eu asta caut, parfumuri pe care să nu le mai fi testat până acum, să nu am genul ăla de parfum în colecție, caut parfumuri care să nu mi-aduc aminte de nimic, da, știu că și voi faceți asta pentru că am discutat pe tema asta, dar am cumpărat parfumul cu vanilie care nu îmi aduce aminte de nicio altă vanilie testată sau avută în colecție. Și haideți să începem cu unul care a venit chiar ieri la mine. Este vorba despre Desert Suave de la Liquid Imaginaire. Are 50 de ml și uitați-vă ce prezentare superbă are. Să știți că mă tot uit după parfumul acesta de mult. De fapt, de când am testat eu Blanche Bette, m-am uitat și am studiat și celelalte parfumuri și acesta mi-a atras atenția. Blanche Bette este un parfum foarte frumos. V-am spus, este un parfum de avut în colecție pentru ca și parfum semnătură, deci este foarte versatil, este foarte frumos, este foarte cremos și poate că o să ajungă și în colecția mea la un moment dat. Chiar e un parfum foarte frumos. Acesta nu este la fel ca acela de versatil și de, să zic eu acum că e de avut în colecție, acesta e de testat înainte. Este un parfum dulce și spicy. Lumea îl aseamănă cu un desert turcesc și înțeleg de ce, pentru că susan și pentru că siropos și mieros. Are ca și note curmale, are susan, are cardamom, floare de portocal, cedru, mandarină și trandafir. Ce pot eu să vă spun despre el? Că eu una nu l-aș duce chiar în zona aia de desert, nu l-aș duce chiar în zona de gurmand. E un semi-gurmand așa, pentru că are un trandafir care iese în evidență, se deschide cu aceste curmale și susan. E, cum să zic eu, un pic afumat așa, dar dulce. Este siropos și el, zic și el, pentru că curmale mai avem în camera. Nu pot să zic că e în zona aia. E un alt fel de trandafir, din nou avem aici un trandafir diferit. Nu este tipicul trandafir tânăr, acela roz, ci aici avem un trandafir catifelat și roșu, foarte elegant. Tipul de trandafir pe care eu îl mai găsesc și în L'Amoureux sau Amoureux de la Rule Fragrances. Deci tipul acela de trandafir îl regăsesc și aici. Chiar și ceva spicy din acel parfum regăsesc și aici, doar că acesta este un parfum mai dulce. Așa vin cutiuțele astea de la
lichid imaginer. Avem aici o cărticică și mai avem ceva, un mesaj aici. Este tot o cartolină care iese de acolo la un moment dat. Dar foarte mișto prezentarea și foarte frumoase sticlele, foarte frumoase. Eu din ce am înțeles, sticlele acestea sunt făcute astfel încât, deci capacul este unul greu, parcă metalic, nu știu ce să zic. Sunt făcute așa ca să le pui pe masă și să pui aici ceva parfumat, parfum, nu mai știu, dar am citit la un moment dat despre asta. Știu că aceste capace sunt făcute cu un scop așa, cu scobitura asta, dar chiar o să citesc și când mai vorbim despre parfumul acesta o să vă spun și vouă. Foarte drăguță sticluța, foarte, foarte drăguță. Îmi place mult de tot. Și parfumul este unul foarte frumos și foarte elegant. Deci nu este un parfum mucabil, nu miroșe a bucătărie. Este un parfum, zic eu, că mai mult elegant. Și o să mai povestim despre el pentru că ieri a ajuns la mine, dar e foarte nuanțat așa. Se simte și aroma aia de curmale, un pic afumate, foarte dulci, dar se simte și un trandafir roșu și catifelat, se simte și susanul acela prăjit. La un moment dat, nu știu ce este dulce, dar e un fel de vaniluță, așa, când se usucă el. Trebuie să-l analizez cum trebuie, pentru că, sinceră să fiu, nu, încă nu sunt lămurită cu toate nuanțele lui, dar o să-l port și promit că revin cu impresii despre el. În mare parte, da, este un parfum frumos, așa din ce am testat, din ce l-am mirosit pe piele, l-am și folosit astăzi. Îmi place parfumul, deci asta clar, îmi place. Este un parfum dulce, este elegant, este cu trandafirul acela deosebit. Un oriental foarte elegant, așa, și siropos. Nu este pentru mine un parfum gurmand, adică nu aș mânca ceva care miroase așa, că întotdeauna mă gândesc la asta. Nu. Mie mi se pare un parfum foarte, foarte elegant. Și vine și cu săculețul acesta, că a venit în el. Parfumul a fost băgat în săculeț și în cutie, doar că iese foarte greu și am zis să nu mai trag de timp pe clip și să-l deschid înainte. Dar da, are o prezentare foarte, foarte frumoasă. Următorul parfum despre care vorbim este și el cumpărat blind și este vorba despre Mirabile de la Quinte Canto, cred că așa se spune. Este 5, de fapt acesta, și este tradus în italiană, este by Terenzi, deci tot de la casa Terenzi, este un sub-brand. Am Kirche de la Tiziana Terenzi, acestea sunt Quinte Canto. Și de la sub brandul acesta am doar acest Mirabile, în rest nu am testat nimic altceva. Ideea e că le-am studiat pe toate, le-am tot analizat și mi s-a părut că acesta ar fi cel mai potrivit pentru mine. Și am văzut și niște recenzii bune, sinceră să fiu, m-a atras și chiar spun eu că nu am dat greș nici cu el. Este diferit acest parfum față de desert suave, de exemplu, și este o altfel de vanilie. Este o vanilie caldă, aromatică și buzi, cu un rom dulce cu lapte. Pot să zic că nu este o vanilie gurmandă, ceea ce îmi place, pentru că am destule parfumuri gurmande în colecția mea și arată foarte bine sticluța asta catifelată. Pe mine nu prea m-au atras parfumurile pentru că, sincer să fiu, nu eram atât de încântată de sticlele acestea. Nu știu, pur și simplu nu mă atrăgeau. Dar e frumos parfumul, e frumoasă și sticla, e așa ca o catifea, chiar e drăguță. Avem în deschidere vanilie, malt și opoponax. În mijloc avem lapte, rom, tufă de bucu, lavandă, mușcată de bourbon
și trandafir, iar în bază avem absolut de vanilie, boabe tonka, cuișoare, paciuli și moscalb. Da, este o vanilie spicy, aromatică, dulce, cu un rom dulce și un rom cu lapte, pot să spun. Are o deschidere aromatică. Cred că mai degrabă simt aici, oh, e aromatică și vanilată. Deci deschiderea este una aromatică, verzulie așa, dar totodată caldă și vanilată. E dulce, dar nu foarte dulce și apoi apare acel rom, dar tot așa pe o bază vanilată, lactonică, dulce. E o combinație de multe chestii parfumul ăsta și se simte așa, super nuanțat și aromat. Deci avem vanilie ca și bază, apoi tot felul de chestii verzi, aromatice, plăcute, deci nu e nimic care să mă deranjeze în parfumul acesta. Avem și o parte buzi, dar și partea aceasta buzi este tot pe o bază dulce și lactonică. Îmi place mult de tot, mult de tot și da, cred eu că de la Vecanto, hai că toate scamele se adună pe sticla asta, cred eu că de la Vecanto acesta este cel mai potrivit pentru mine, chiar și acum după ce l-am cumpărat. Spuneți-mi și voi dacă ați testat parfumuri și ce mi-ați recomandat de la Vecanto. Vorbim acum despre un parfum pe care l-am primit. Un parfum special, la fel ca și persoana care mi l-a dat. Un parfum greu de găsit. Și dacă îl găsești, e la un preț destul de mare. Dar asta este o aromă dintre acelea pe care le caut. O aromă pe care nu am mai întâlnit-o până acum în parfumuri. Și este un ambră floral. Silver Rain este în formă, are sticla în formă de picătură sau de lacrimă, cum vreți voi să interpretați. Este o sticlă frumoasă, dar se reflectă totul în ea. O să încerc să... Da. Avem ca și note în deschidere mure, măr verde, anason, coriandru, lămâiță și bergamot. În mijloc avem zahăr, prune, magnolie, trandafir, iasomie, gardenie și tuberoză. Deci avem o deschidere spicy, fructată, în mijloc avem multe flori și avem prună și zahăr. Iar în bază avem patchouli, vanilie, lemn de agar, boabe de tonka, lemn de santal și mosc, dar și heliotrop. Are o tonă de note, e foarte frumoasă sticla, nu pot eu să vă arăt așa cum trebuie. Poate o să-i fac niște cadre și să le includ aici, să îl prind cumva, încât să văd și eu ce fac. Și mirosul, da, mirosul este ceva, ceva, ceva. Pe mine mă duce cu gândul la o ploaie de vară. Deci, vai cum miroase! Deci, mă duce cu gândul la o ploaie de vară. Miroase a fructe. Nu se simte coriandru sau chestiile astea spicy. Nu se simt chiar așa. Îl simt cumva aromatic. El are și lămâiță în deschidere, dar am uitat să vă spun. Fructe citrice, chestii aromatice, dar foarte, foarte plăcut și natural. Și ușor, ușor se îndulcește. Are o chestie rece așa și crisp. Ca un, da, mărul verde, cred că e așa. Are chestia aia de te face să te gândești la un măr verde și la sunetul acela pe care îl auzi când muști din acel măr și la sunetul ploii și la o zi de vară ploioasă, dar plăcută, cozy. Așa este parfumul acesta, e foarte frumos. Da, nu știu ce are, dar are o aromă
foarte plăcută, verde, fructat, proaspăt, aromatic. E deosebit, clar este un parfum pe care o să-l port cu mare, mare plăcere și care o să rămână în colecția mea până când nu îl mai am, până când o să-l consum, pentru că oricum cu siguranță nu o să mai pun mâna pe altul, pentru că, v-am spus, nu se găsește și cutia asta e foarte frumoasă, are pe ea tot așa picături de apă, cum ar veni în relief, e foarte, foarte drăguță. Un alt parfum tot așa greu de găsit și deosebit este Mas de Cartier Eau de Toilette. Parfumul acesta este unul lansat în 1981 și foarte actual. Da, mi se pare foarte actual parfumul ăsta pentru că ies pe piață multe parfumuri care se duc în direcția asta din punctul meu de vedere. Și am găsit eu aici niște note, nu l-am găsit pe Fragrantica, nu știu care e chestia, sunt mai multe sticle, nu știu exact care este. Am găsit aici care avea ananas, mandarină verde, aldehide, geleuri, piersică, bergamot, trandafir, lemn de trandafir brazilian, lămâie, în mijloc are piele, narcisă galbenă, mosc, orhidee, rădăcină de stânjenel, iasomie, vetiver și neroli. Avem și ylang ylang și garoafă, iar în bază avem ambră, da, este un parfum ambrat și dulce, vanilat. Avem ambră, santal, tonka, vanilie, vetiver și zibetă. Nu mi se pare că este un parfum greu de purtat sau... Hai că m-am dat cu toate și azi. Da, e foarte puternic, mai ales în deschidere. E foarte frumos, este dulce, este cald, este ambrat. Îmi place mult de tot parfumul acesta. Nu doar că mi se pare portabil, dar mi se pare că... este foarte mult în zona parfumurilor care sunt foarte iubite în momentul ăsta, cum ar fi Angel Share. Bine, nu este la fel, nu este buzi, nu este... dar se simte floral, fructat, ambrat, cald, dulce. Da, și s-a dezvoltat pe mâna mea și Mirabile, care... miroase a vanilie, vanilie combinată cu tonka, este cald, este pudrat, dulce, vanilat. Parcă se simte și romul ăla combinat cu lapte cald, așa. Îmi place mult de tot Mirabile, de-abia aștept să-l port. Ideea e că am fost răcită și nu prea, na, am avut nasul înfundat. Și atunci am zis că o să le port și o să le analizez când îmi mai revin. Sunt mai bine acum, nici nu știu ce să... M-am dat de dimineață cu desert soave, dar parcă aș purta astăzi, că o să ies și o să plec, aș purta Mirabile. Nu știu pe care să-l aleg. Mirabile clar este parfumul acela care te îmbrățișează, este foarte dens. Foarte bogat și mi se pare mai potrivit pentru iarnă, de exemplu, decât este desert soave, care este, nu e atât de dens, nu e atât de dens, dar e altfel de parfum oricum. Și cred că mai avem un singur parfum despre care să vorbim. Ia să văd cum s-a mai dezvoltat Mas de Cartier. S-a îndulcit, este ambrat. Mă duce cu gândul exact la culoarea asta pe care o are. Exact așa. Miroase bine. Și nu este un parfum doar de frig. Adică pe care să-l porți doar când e frig. Da. Foarte, foarte frumos și el. O să revin cu informații despre aceste parfumuri. Dar... haideți să vorbim despre parfumul pe care l-am testat.
pe care l-am purtat înainte să-l cumpăr, care m-a cucerit și care am considerat că trebuie să fie în colecția mea pentru că este prea bun și prea frumos și este altfel decât tot ce am în colecție, cum de altfel sunt toate cele din clipul acesta. Nu mai am în colecție parfumuri așa, ca cele pe care le vedeți. Și este vorba despre Nishane Ani. Da. Este parfumul pe care vi-l recomand cu tot dragul. Mi se pare o investiție bună pentru colecția de parfumuri, pentru că acoperă multe dintre parfumurile vanilate. Și când zic acoperă, zic așa că poți să ți-l iei pe ăsta și să nu ți-i 50 de vanilii, cum am făcut eu. Da, este superb, este altceva, este foarte puternic și ador combinația aia de vanilie și o parte spicy. Asta îmi place mie, combinația asta, de aceea îmi place foarte mult Ani. Haideți să vă spun și notele, poate că-l știți deja. Avem ghimbir, bergamot, piper roz și note verzi în deschidere. În mijloc avem cardamom, coacăze și trandafir, iar în bază avem vanilie, benzoin, santal, cedru, patchouli, mosc și ambergris. Da, acum pe care îl port? Pe care îl port? Pentru că și pe ăsta aș vrea să-l port. Da, e o combinație interesantă. Am testat și clonele acestui parfum. Era și pe parfumat.ro de la Lorina, dacă nu mă înșel, unul. Și mai este și cel de la Latafa. Să știți că sunt bune ambele. Ce are acesta în plus este puterea. Aroma poți să o găsești în acele parfumuri. Foarte bun mi se pare cel de la Latafa, Nașit. Dar nu este la fel de puternic și la fel de bun, clar. Aroma, da, o regăsești în acele parfumuri. Dar are o putere impresionantă parfumul ăsta. Este bombă, persistă, este foarte intens, este un parfum dens. Și hai să mi-l reamintesc și eu, pentru că l-am pus deoparte pentru clipul acesta. Ia, să vedeți cum... Bun. Să știți că foarte mult îmi place și sticla. Este o sticlă simplă. Pentru că conține un elixir. Aș putea să spun că este ca o poison, să zic așa, ca să sune mai frumos. Este poison. Este o... Mă duce cu gândul la o vrăjitoare care face, amestecă acolo niște ierburi cu chestii pe care le are și pune acolo, pune multe ierburi, multe chestii spicy, semințe. Cât de frumos este! Așa mirosit pe mână, se simt și notele acelea verzi. Dacă vreți un parfum pentru toată perioada rece, îndreptați-vă către Ani. Și acestea sunt foarte frumoase pe care vi le-am arătat. De exemplu, Mirabile este un parfum foarte, foarte frumos, este un parfum cald, este un parfum dulce, vanilat. Nu este neapărat... Da, nu este o vanilie mâncabilă, nu este un parfum gurmand și asta îmi place la el. Aici avem un parfum mai elegant, ăsta l-aș pune în categoria aia de parfumuri sofisticate și elegante pentru evenimente. Și pe Ani l-aș purta oriunde și oricând, este un parfum bun. Doamne, cât de frumoase sunt notele verzi în parfumul ăsta! Dar știți cum se dezvoltă? Se usucă în cea mai frumoasă vanilie. Deci, Ani pentru mine este cea mai frumoasă vanilie. Ideea e că, uite, de exemplu, în deschiderea asta n-am simțit-o în clone.
clonele au doar aroma lui când se usucă. Nu au toate etapele astea. E ceva, ceva altceva, exact cum ne place nouă. Și da, asta voiam să zic, că pe el vi-l recomand dacă vreți un parfum pentru perioada rece, pentru că eu aici nu vorbesc doar pentru persoanele care au colecții de parfumuri, ci și pentru persoanele care sunt în căutarea unui parfum bun și în cazul acesta sunt iubitoare de vanilie, dar o altfel de vanilie care să fie și persistent, care să fie și intens, care să fie și deosebit, să fie și versatil. Dacă vreți unul singur pentru perioada rece, vă recomand Ani. E ceva de vis. E superb. E superb. Da, o să revin să vorbesc despre ele pentru că nu pot să zic că le-am analizat, testat, purtat cum se cuvine. Oricum o să fac o pauză de la holuri, așa că voi veni cu mai multe impresii despre parfumuri, cu selecții, așa cum fac eu. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Sunt curioasă ce v-ați mai cumpărat și voi în ultima perioadă. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like, să distribuiți clipul acesta încât să vadă și prietenii voștri canalul meu și să meargă și acesta înainte, pentru că doar așa merge un canal de YouTube înainte. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!